Opinii sau prin zodia crizelor sau prin zodia frigului. La voi e cald, e frig, cum e? Când și cum? Acum e călduț. La noi leacă cam friguț, cam. Am prins eu o clip, că vezi, săptămâna asta am avut așa o săptămână, bună seara, în primul rând. Am avut o săptămână cam virgoasă și prinsă și în activități. Și în... Dar v-am trimis acolo un video. Da. Ați primit? Cu colindătorii ce? Care colindători? Acolo era vorba de... Of. M-am lovit eu cu mai multe situații, Oleg. Faptul că eu relatez prin intermediul mă tot este o modalitate de a aduce informația corectă pentru cetățeni. Nu știi cât e de corect, e subiectiv, e informația prin prisma dumitale. Adică când te apuci să o descânți pe dermenji sau pe colega de consiliu și ea nu participă, e părerea dumitale despre conflict, nu e și părerea lor. Una m-a blocat și alta mă ignoră, așa că eu sunt nevoit să o fac pe avocatul victimelor. Așa. Chiar dacă Adică sunt eu la coleg cu asta nu dumneata trag în Hyde atenție. Park. Adică, deci eu nu i-am la fel să... Ei, că m-au blocat eu din asta, nu plâng. Dar unde v-au blocat? Vreau să fac... Ce spuneți? A, că m-au blocat pe pagina la Dermenji, pe profilul ei sau unde v-au blocat? Adică în grupul Comuna Burlac, acolo unde eu postam despre primărie, despre A, dar legalități, că le-am... pe mine m-au scos de acolo că eu nu sunt din Burlacu, dar pe dumneavoastră de ce v-au blocat? Deci pentru că eu am depistat mai multe ilegalități și tot le Și bloc, deranjați? Dar cine face da, grupul acela? eu sunt... Ce spuneți? Cine face grupul acela? Sunt niște elevi de ale noastre și respectiv o nevastă tânără de la noi tot din sat. Eu nu știu ce face, cum fac ea, cum acumulează niște Dacă surse, nu eu nu vor știu de unde au... să vă reprimească, faceți dumneavoastră alt grup alternativ. S-ar putea să fiți chiar mai Nu cred că o populară. să facem, pentru că cred că o să-l creăm, că eu mă uit, sunt grupuri, primărie, de exemplu, Strășeni, este primăria Ruseștii Noi, este primăria Sadaclia, acolo unde este, dacă nu greșesc, asta Basarabeasca, dacă nu greșesc, un băiat pedagog, un primar tânăr. Se pot crea Și, oricât dar de cum l-am multe cunoscut? grupuri. Cum Pe sunt el l-am 7 cunoscut. sau 10 mitropolii ortodoxe, de ce n-ar fi și grupuri de la Burlacu mai mult? La mine, la Pepeni, sunt câteva. E Concurență. bine, am înțeles. Deci săptămâna asta am luat eu legătură și cu doamna primar din Vad, din Vad sau Vălenie, am uitat, tot este o doamnă, adică o doamnă pedagog, fost psiholog la Universitatea Pedagogică din Cahul, dar acum este realeasă în calitate de primar și ea așa e, da, eu cu dumnei mă cunosc de foarte mult timp. Dar m-am lovit eu cu așa situații, chiar dacă mai des merg pe la Cahul, m-am lovit cu așa situații că am mers până la intersecție, până la podul satului nostru, cu primarul din Albota, care nu este departe de noi, care spune, și noi la sărbătorile de anul, adică primarul din Albota, satul vecin cu noi, și la sărbători el a oferit cadouri vârstnicilor și copiilor. Grădinițe, câți copii au acolo în grădiniță și clasele primare. Fapt că iar, care eu am rămas indignată în conversația în care, adică, care, în care el, era el cu o doamnă care mergea spre Albota, eu am coborât spre respectiv să vin spre sat. Și am rămas indignată. Zic, și da, noi avem careva economii și deodată am și zis. Zic, dar la noi primarul solicită câte 1000 de kilometri pe lună, inclusiv și luna februarie, care are 28 și 21 de 29 de zile și inclusiv și ziua și luna în care el este în concediu. Oare atunci nu s-au putut... Și, apropo, eu am vorbit la acest capitol cu doamna contabil care deja nu mai este, nu mai lucrează. Și la fel și sunt acuzată că, precum că contabila din cauza mea o lepădat, că consilierii din cauza mea o lepădat, că din cauza mea el este amendat, din cauza mea va fi suspendat. Și astăzi mi-a făcut un mic colp, dar până la urmă.
Și, deci eu nu i-am zis, zic, nu e din pricina mea, din pricina dumneavoastră, pentru că dumneavoastră ați tolerat și ele au plecat și la Bolgrad și unde au vrut să meargă. Ei au mers așa ca un fel de samovolnicie. Când vorbesc cu doamna de la VAD, care spune, zice, nu, este în fișa postului, respectiv ora de la până la. La noi, dacă vrei să știi, angajații de la, ca mai spus eu, de la primărie, ele nu puteai să-i găsești unde s-au dus la Sfântul Tagheazmă. Altădată s-au dus să prindă o lumânare din Sfântul Dumitru. Altădată s-au dus să prindă o lumânare din Sfântul Gheorghe. Măi, oameni buni! Plus la asta, încă tot am vorbit la capitolul dat, că, deci, prefectiv cu alți primari, săptămâna asta m-am întâlnit și cu primarul de Tătărești, fost pedagog, a fost și el un mandat în calitate de primar. Ei, dar eu alea că am devenit vedetă încă, acolo, mă mai cunoaște lumea. Mă mai cunoaște lumea. Și intru foarte ușor în conversație, în dialog. Și dumnealui spune, zice, că păi da, iată cam așa, iată cam așa se rezolvă. Da, într-adevăr, eu înțeleg că este greu de lucrat cu cetățenii. Dar atunci când, deci ea că, de exemplu, respectiva tânără, cred că nu o supere, o să-i spun și numele, Olea Moiseienco, fata o mers pe la Italia, eu nu știu de unde a acumulat sursele este banii ăștia, de a donat, a făcut donații pentru bătrâni, pentru persoane cu dizabilități, mă rog. Dar nu și-a pus problema, nu și-a pus așa cumva un scop, poate cumva să fie întreținut un dialog cu o propunere către consilieri, pentru că eu vă zic, ar fi bine dacă această donație ar fi fost făcută pentru biblioteca publică, de acolo nu este căldură. Sau, apropo, miese acolo nu sunt. Sau, apropo, la urmă, trebuie să cumpere și o masă în holul primăriei, pentru că masa pe care noi, adică aveam nevoie de masa asta, care cetățenii, că eu găsesc eu loc acolo. E, până la urmă, închid și cabinetul și la etajul 2 închid cu sala. Și nici ala am un video sau un audio, nu mai țin minte care. Deci el spune că el așa vrea și ușa de la etajul 2 așa o pui el, că așa el vrea. Și eu nu trebuie să vin la primărie. Plus la asta, luni au modificat orarul adică de primire a cetățenilor, că el nu erau. Adică câte lume merge pe un certificat, dar mie trebuia de urgență un certificat care trebuia să ne-l, de fapt două, trebuiau să fie confirmate de la primărie. Cu mare greu le-am obținut, luni nu le-am obținut, marți, nu știu ce mai, adică marți am fost eu, nu era primarul, trebuia să merg la oraș. Până la urmă am obținut eu cu mare greu acest certificat, dar, vă zic, au modificat anumii graficul orilor de primire, numai ca să meargă la acum să facă, să procure produse cele pe care ei le-au adus în sat. Și după aceea, dacă eu când le-am surprins pe dânsele, 2 ore primarul nu este în birou, ele împărțesc cadourile acolo, adică pun în pachete. Dar cine a făcut lucrul ăsta în hol, în holul primării, ca primarul să-și aibă locul său în birou, să, eu nu văd acolo niciun proiect, niciun. Dar bine, eu un calculator mă pricep, eu pricep altceva, eu pot altceva să fac. Deci, secretara leger m-a filmat pentru că ea îmi spune că o să lupt cu aceeași armă, dar n-ai și lupta cu aceeași armă cu mine, pentru că nu punem noi acum aia la greutate armele. Și deci vă spuneam, tot săptămâna asta am luat act de cunoștință că în capul la procuratură s-a schimbat mobilierul. Și am venit și eu cu o cerere, poate să ne ofere. A, da, am depus o cerere. Domnul Cebudarin spune, că lăsați în cancelare cererea, eu o trimit la Procuratura Generală. Deci miezii sunt punișoare. Eu cred că, până la urmă, eu cred că să modific cererea, că am solicitat doar o masă pentru holul primăriei, că la noi a fost masă. Da, au luat-o și au folosit-o meșterii care în devizul de cheltuieri acolo este inclusă și masă și tot absolut. Ei au oferit masa noastră, masa primăriei și primarul spune că eu îi vreau rău, ba nu vreau rău. Că ai vrea să mă vrăți în pușcărie, ba nu vreau să vă bag în pușcărie, vreau să fie corect. Și deci până la urmă vă ziceam că o să modific și această cerere, poate că doar aceste mese vor merge la reputare. Dar adică de trâns sunt bunișoare chiar. Și încă săptămâna aceasta am mai mers cu prima, cu, doamne, cu directorul școlii la Consiliul Raional. Vrem cu adevărat să gazificăm gimnaziul. Și totodată, iarăși la Consiliul Raional, am avut o întrevedere, o întâlnire cu juriști reprezentanți la Poșta Moldovei. Dar la noi, poșta în satul, vreau să fac trimitere și la asta. Dacă acele cadouri s-au fost la altă categorie de oameni, deci nu s-au gândit cumva, poate,
să dei și să cumperi o masă pentru oficiul de poștă burlacul la noi, că acolo nu ai condiții. Dar, în primul rând, însăși clădirea este deci oficiul de poștă este într-o clădire în arendă, toată crăpată, și acolo este și biblioteca. Și vă dați seama, în coridorul și ala, până ca să intri, mai ales acum tot intră câte unul, dar mai mult nu poți să intri, că odaia aceea are undeva 2,40, chiar azi dimineața am măsurat-o, 2,40, undeva pe vreo 6 metri lungime. Nu-i mai lată de 2,40, că era un om care să, un om invalid care cu piciorul pus, adică l-are, și nu putea să stea acolo unde crede, că am venit aici, că e mai cald. Adică condiții pentru cetățeni nu se creează, și însă și oficiul de poștă, chiar și dacă, bine, nu ia, dar cetățenii, noi mergem acolo la oficiul de poștă, s-ar fi tot dinaintat, bine, hai ce puteți voi de la Poșta Moldovei să faceți și ce putem noi de la primărie ca să venim cu un ajutor pentru cetățeni. Nu se admite așa ceva. Deci cam într-așa, într-un fel de cam așa relații sunt eu, admisă uneori, mai multe ori respinsă, pentru că chiar și dimineață îmi spune cineva că, păi da, deși stai, adică la dos, în oprire, că eu am mers la primărie cu o cerere, am înaintat o cerere ca noi la Consiliu să găsim soluția pentru a instala două opriri la intrarea în sat și la ieșirea din sat, pentru că circulă ruta Holuboaia-Chișinău care trece pe la noi prin sat. Și cetățenii, lumea care iese dimineața la 4, înainte era la 4, dar acum este la ora 6:30 ruta și sunt nevoiți lumea să intre doamne, în budcă, sau cum eu să zic, că noi la intrarea în sat avem o benzinărie. Și lumea cât mai așteaptă sau dacă iese mai înainte, merg acolo și avea pe mine mă luat, dacă intră aici, treci la dos, dar dimineața era soare, treci la dos la oprire acolo. Dar și la ieșire din sat, tot așa este o necesitate de a construi aceasta. Deci ne-a fost respinsă această cererea mea. Deci nu s-a putut de făcut chiar că, de exemplu, dacă Ole atât tare și vrea bine să facă pentru sat, de ce nu se alocă o sumă ea care respectiv, uite, iată, noi contribuim cu așa sumă pentru respectiv, iată, XY. Iată, așa eu văd o conlucrare în primărie și în sat. Doamnă, dar dacă-s banii ei, nu-i așa că are drept să-i dea pentru ce vrea? Dacă nu simte că-i Nu, problemă deci... încălzirea bibliotecii sau stațiile cele și tot așa, ea au crezut că trebuie să ajute niște oameni concreți. Poate au făcut-o, eu știu, din convingeri religioase, de Păi, filantropie, sau așa au pus condiții cei eu care au zic... dat bani dacă nu-s banii ei. Până la urmă, nu se știe de ce Eu n-a fi zic... întrebat asta. Eu zic și... Păi, deci, eu nu zic că e rău și chestia asta, dar nu se face prima dată, dar și nu-i doar... Nu sunt bani, nu sunt banii ei, dar... Donează. Și cine donează acolo, eu chiar nu vreau să mă interesez cine sunt donatorii. Dar dacă vrei să faci ceva pentru sat, hai cumva să facem ceva mai frumușel, nu știu cum, pentru că copiii să meargă în biblioteca publică atât timp cât primăria nu-ți bate cap de școală, de grădiniță, adică de grădința e gazificată, de școală, de biblioteca publică acolo unde nu este cald. Asta este rău? Deci cam cineva are în zodia crizilor, eu în zodia speranțelor. Bun. Și deci eu am rămas chiar, o să încerc să modific această cerere la procuratură, că dacă sunt mesele astea, poate îmi dau chiar și mese pentru bibliotecă, care mie nu-mi plac ele, că vă spun că sunt cele care încă Ștativele cele de la chimie, la cabinetul de chimie, sunt găurite. Așa că să se coboare o leacă mai la urechea cetățenilor. Pentru că săptămâna trecută m-am întâlnit cu doamna Nemirencu, ministra Sănătății. Asta a fost vinerea trecută, dar de joi, pe mine mi-au spus că ea va veni în teritoriu. Dar noi vara am avut un subiect la fel filmat la spitalul din Cahul. Acolo, iarăși, ei, oameni buni, e dezastru. Deci, cetățenii în privat, dar și în grupul meu de prieteni, mi-au scris cum că în satul Burlacu Vechi nu este mobilier. Deci, eu mă gândeam să vin cu această propunere în grupul Burlacu și să le aduc la cunoștință. Iată,
satul Burlacu, este un punct, este punct medical, este acea instituție unde merg cetățenii vârstnici, s-ar putea și acolo cumva de făcut o mică donație, că ei spun mobilier nu este. Bine, eu nu pot să mă duc să inspectez ce este acolo, ce fel de mobilier. Am mers la Consiliul Raional și am făcut o cerință, până când verbală, am făcut o cerință ca ei să delegheze o persoană competentă, care are dreptul să meargă acolo, să vadă și să facă o inventariere sau eu știu cum acolo, să evidențiem ce este mai important. Pentru că sora medicală de acolo spune, dar eu am un cămin doar într-o singură odaie, într-o singură odaie și injecții, într-o singură odaie, dacă trebuie să pui și cuiva o infuzie sau curătoare, cum se spune, într-o singură cameră. Și dacă de la Consiliul Raional mă întreabă, chiar astăzi am vorbit cu dumnealor, dar ce ați făcut ca cei 150.000 care am dat pentru gazificarea punctului medical? Eu întreb pe doamna, asta, doamna de căsora medicală, îl întreb pe domnul de la Calcul Gaz Valache. Păi întrebați la primărie. Eu când întreb la primărie pe mine, mă înjură, când depun cererea. Da, asta nu-i secret. Știu toți, dar nu numai pe mine, că la noi expresia poate spune că în Burlacu stâmpiță să așa, deci vorbele primarului. Și eu îi zic, domn primar, 4 ani, 4 mandate ți-au adus cetățenii vot de încredere. Și vă spuneam despre punctul medical din satul Burlacu, care cetățenii solicită măcar o dată în lună să dau să duc, sau o dată pe săptămână, da, câteodată săptămână să duc și acolo medicul să fie, adică să facă primire. Că sunt vârstnici care nu au transport, care au copii cu transport, îi mai deplasează. Îi transportă și eu, îi transportă la noi, la punctul medical, la noi punctul medical îi... Și la punctul medical nu este rampă. Și la primărie nu este rampă, doar ați văzut. Așa că multe chestii sunt care eu cred că în colaborare, într-o comunicare constructivă, toate cele se rezolvă. Dacă pământenii noștri plecați și ei vor cumva să ajute, ar trebui să fie mai comunicabili, dar nu, acolo sunt niște fecioare care ori pun niște semne, ori baba coasa, ori râd, ori comentează. Păi, măi, hai să fim, dacă e un grup serios, dar să-l facem grup serios, dar dacă e de mahalăgioaie, și țineți-l acolo și arătați-vă voi acolo care își dizgoliți și cum vreți. Dar nu Mă cred că sună acela e grup, cineva? acela nu e grup oficial al primăriei sau al consiliului, e un grup cu tematica Burlacu. Puteți să faceți de astea 100. Dacă era grup oficial, primăria Burlacu sau consiliul local Burlacu, atunci mai aveai pretenții la cine îl îngrijește, dar altfel. Nici aici nu am mare pretenție, dar vă zic, acolo eu și o urătură frumoasă am făcut-o pentru Serelete Ravitis și tot timpul am mai postat și despre reparația asta, care și reparația asta e mușamalizată. Și eu am mai depus încă nu de mult o cerere ca să fiu informată, nu de mult, deja este luna, chiar asta o am și el nu ne-a răspuns. Nu ne-a răspuns încă, pentru că eu am depus cererea oficială ca să Cât ce cheltuieli a avut în anul trecut, în 2020, pare mi se, s-a renovat sala cei de cămătași, te-am mai făcut de acolo eu niște live-uri, sala de ședințe. Și acolo, din câte eu am înțeles, ce-au făcut unii s-au dus banii. Așa că eu cred că dacă era să fie, și azi am spus, dacă era să fie legea pe masă și Constituția de care să te conduci, nu aveau să fie atâtea plângeri și atâtea că el are ședință judecăți, că el va fi, că eu vreau, dar nu vreau eu să-l pun, Doamne ferește. Plus la asta, eu îmi și este, puțin v-am spus, că el este fost băiat de Afganistan. Dar faptul că el pe mine mă înjură și mă înjură nu așa, dar mă înjură la greu, nu cred că a spus Scrieți să-l iert. plângere, aveți poliție. Plus la asta, s-a depistat că au fost sustași chiar aici, de 262 de la grădiniță. Și el îmi spune, dați-i pace. Păi, oameni buni, nu-i vorba că eu îi cer război. Dar dacă este regulă, regulă să fie. Atunci regulă să începem de la noi, dar să nu așteptăm să-l învinovățăm pe X, pe Y, că a făcut cu adres. Deci, cam asta au fost jalba despre criza. Dar ce, secretarul primăriei tot timpul a avut așa program de 2 zile pe săptămână, că am înțeles că ați sunat, ați încercat să vorbiți cu ea sau cu perceptor fiscal, cu nu știu Da, care, da, și numai da, 2 zile pe da, săptămână audiență, adică oamenii în alte zile se duc da. Da, 2 zile degeaba. așa vor ei.
Așa vor ei, așa, adică pretinții ei și-au făcut așa. Și plus la asta că și spor la leafă s-a votat, pentru spor la leafă. Și ce? Pentru ce? Și nu sunt așa de mulți cetățeni. Eu când le-am zis că în 81-85, când eu am lucrat pentru trei sate și era populația mult mai mare. Da, eu înțeleg că și acolo este muncă, dar nu chiar până între atâta. Apropo, doamna de la Vadă îmi spune, femeia care ridică că face curățenie, ea vine la 5 dimineață și când, la 8 când ei încep lucru, este tot, adică, curat cu prelucrare umedă, cum ar fi. La noi, secretara ce face? Și eu zic, dar în biroul secretarii, cu prezența ei, că nu lipsă ei. Nu, la noi secretara are așa niște mofturi, că cheamă de ridicătoarea care nici flori nu are, vă spuneam persoana care cordelește, care rupe pietică pentru legatul ei, o cheamă la ora 16, adică o evită să-i fac curățenie în birou, între timp secretara se duce în biroul de alături, unde este agentul cadastral și cel fiscal și ea le mai ține și pe cele de lucru, când le-a făcut observați, primarul spune, deși încurc eu, funcționar, avea, uitați-vă, și încurcătură mare. Orice cetățean Părinții, poate din să facă faptul că asta, cu atât mai mult un consilier. fix așa îmi spune și doamna de la Văleni, de la Vad, sateți acolo aproape. Fix și ea spune că aveți dreptul, solicitați, și în formă scrisă, și în formă orară. Nu, la noi se adică să scui în față, că eu vreau să bani, nu vreau nimic, vreau să-mi da, să-mi aduceți la cunoștință, ca și eu să cunosc, să spun cetățenilor. Atunci când eu am înaintat să fie cuvet săpat pentru familia X, când pot am înaintat cerința noi doi consilieri, când am înaintat să fie construit, ni s-au respins. Trebuia să depună cererea cetățeanul care el aproape era cu lumânarea lângă dânsul. Și-a decedat, omul și-a lăsat scos prin grădina unor vecini. Deci cam așa e. Nu știu, mă ta spune că ai să vezi cum ai fi, dar vorba acum, eu parcă așa văd, pentru că îmi era cunoscut, îmi este cunoscut din 81-85, atunci când, deci, ca să vă deschid o paranteză, deci era nașul meu era primar, dar n-am avut relație din nașând, eu plângem, boșem acolo, că nu puteam să tapez încă la mașina aceea, stăteam și mai mult după ora 5. Nu era vorba că câteodată când vine cazul că să mergem o spiței, de acum era, cum să mă duc o spiței, că m-au certat, sau cum să mă duc, pentru că o solicitat de la mine, uite, asta să o fac de urgență. Și o făceam. Da, aici vă dați seama, ușa o trântește primarul, ușa o trântește secretara, ușa o trântește agentul cadastral. Nu vă dați seama. Apoi ce vrei? Dintr-o echipă de, mă scuzați, fără cultură, de unde vrei? Și este administrația publică locală. Dar închideți ca să mai Mai zic ceva. ieni, mai ieni era înainte, da? Cu fina angajată secretară de primarul Nănaș. Mai. Eu atunci am fost aleas pentru că eu cunoșteam limba rusă și atunci trebuia să fie tapate și doamna care lucrase înainte, tot era vorbitoare de rusă. Ea mult mai Bine, bine dar atunci nici catapta. nu erau rigorile astea cu conflict de interes. Acum legile au intrat în vigoare. Că mi-amintesc că eu promovam prin primărie, mergeam și vorbeam despre conflict de interes, când încă nu era votată legea despre asta. Asta după Uniunea Adică, Sovietică, prin anii 2000. nu, eu vreau să vă spun că ei doar au fost martori la înregistrare. Nu am avut cununie, n-am avut. Asta Ei, era. na, am făcut și eu o glumă acum ca să vă critic, să nu credeți că mă avem mândri creștet. Nu, când Mulțumesc am pentru... murit Dumnezeu să-l iert și n-am mai fost cununat cu dânsul. Mulțumesc pentru Adică de mărturie. dânsul. Bag acum la final și video cu vizita dumneavoastră la primărie și cu femeile cele care scot și se ocupă de pachete. Și, na, cine ne vede să ne comenteze și să critique. Eu nu cred că e mare greșeală, că pomenele cele le împachetau în birou la primar, dar, cum ziceți dumneavoastră, funcționarii, inclusiv primarul, erau ocupați cu chestia asta. Dar puteau în hol să ne, putea să antreneze doamna care face curățenie, putea să antreneze bibliotecara, putea să antreneze, că era bibliotecara așa acolo și ea, dar nu e activitatea acestia, ea. Putea să fie doamna care, deci, care de ridică la servitoarea de la Casa de Cultură și e mai cald în hol acolo când tu nu ocupi o sală pentru primar. Dar asta nu e o singură dată, oameni buni. Eu asta parcă așa văd. Când nu, Nicu s-a dus, și-a făcut acolo treaba ei, pe la urma urmei, da. Hai cumva să facem așa, dar nu. Și încă postează Olea Moisei împreună cu primarul. Bine, dar primarul, cine o dat din
din ca să spună la Consiliu că iată, prin ședință, prin decizia Consiliului, se alocă tare sumă pentru asta. E Poate o da gata, din nu. banii lui. Făcut E bun, pomană din da. banii lui, poate. Să vede. Bun. Și am o cerere, o sesizare care am sesizat-o mai multe, adică și la primărie, și la Inspecția Muncii, Direcția Învățământ, și Consiliul Raional, sindicatele, pe faptul că au fost sustrași suma de 261 de lei, fapt că asta i-a angajat asta grădiniță, și spune, lasă-o, dă-i pași. Păi, oameni buni, dă-i pași că pleacă de la 7:30 până la 8 mă filmează pe mine, de la 7:20 până la 8 mă filmează pe mine, de la 8:20 și de la nu știu cât mă mai numește și mă înjură în centru, mi-aruncă umbrelă, lasă-o, dă-i pași, să urci în cap, nu? Te referi la Galina Derminge. Ei, mai spun. Nu vrei să-i zici Eu numele, v-am parcă ești auzit, Putin vă cu mulțumesc Navalny, nu mult. vrei să-i spui numele adversarului. Bun, Nu, hai nu, nu că am dau video plăcere, nu din am plăcere primărie. și nici nu. Am înțeles, cred că Nu nici am dumneata plăcere ai și nici plăcere. nu. Vreau să o uit și să o... Dumnezeu cu dânsa, că o să aibă răsplata. Bine, sănătate. Da, Dumnezeu. la revedere. S-au făcut mulțișoare, bine, cum ating 25, acolo. Ce vă 25, ocupați? da. Ce vă ocupați? Ce faceți? Ce faceți? Ce vă ocupați, Dumnezeu? Eu fac un lucru. Și cu cine le faceți? Ce dumneavoastră sunteți aici la ajutor? Dar și ne spageți și eu. Eu sunt dezamăgită de ceea ce se întâmplă. Puteți să luați cineva din cetățeni ca să vă ajute, doamna Olga. Dar și nu sunt eu din cetățeni. Păi cred că puteți să știți. Cine. Da, ei sunt funcționari publici, trebuie să activeze. Dar asta nu e o minută. Ceea ce aveți dumneavoastră aici nu e o minută. Doamna Tașa, dați-mi vă un certificat. Doamna, să mare ordine de primire în fața și voi. Da, azi și oră e la dumneavoastră. Așa, aici nu e nicio inscripție. Așa, aici inscripție nu este. Văd că iată, aici a apărut o scrisorică. La primarul unde este? Vedeți că în timpul pauzei ați luat ceaiul și acum dumneavoastră profitați de tipul primăriei așa cum vă vine. De ce nu scrieți? Dumneavoastră spuneți că sunteți cu scris. Acum văd că nici urnică nu este scris. Doamna Tatiana. Vreau să-mi dați un certificat, doamna Tatiana. Mă și da, foarte bine. Și? Foarte bine, cu aceeași armă. Dai cu aceeași armă. Da. Arma mea e mai mare decât eu am. Da. Și a să văd eu de câte ori mă ta aruncați receptorul și cum scoateți firul din priză. Și la ora 1 să șterge masa, că e lucru... Unde vă scărțele? Cu aceeași armă, cu aceeași armă fixă și o să vedeți acu să fie armă mai aprigă. Da? Nu puneți prin buzunare bomboane și le dar luați și faceți asta și, doamnă Tatiana. Da, de ce să nu fie rușine? Nu, ne rușine, doamnă Tatiana, eu văd că ce faceți dumneavoastră. Ce vă în cabinet și lucrați, dar nu folosiți timpul primăriei. Fiindcă așa primarul face, așa fac și angajații. În primul rând, aici e asta ia doamna... Nu umblați cu filmatul. Doamna Irizan, asta nu e biroul dumneavoastră. Și de ce închideți așa vulgar? Da, vulgar ați închis. Vulgar ați închis. Nu sprijiniți pereții, doamna Tatiana, dar trebuie să lucrați, că nu printr-o asta sunteți plătite. Pentru, doamna Tatiana, pentru că sunt banii publici, cetățenii vin aici să solicite certificate, da? Și dumneavoastră nu trebuie să filmați când trebuie să munciți. Eu o să văd câte minute o să aveți astăzi, că ați filmat pe mine. Dar dumneavoastră trebuie să munciți, nu să filmați cetățenii. Da, doamna Tatiana. Filmați-vă cum vin să beau apa din primărie, când place apa în primărie. Și n-aveți femeia care stă spală să vă ajute acolo la pachete. Vă merge vouă, dar până aici mai mult n-ați să vă meargă, țineți minte.
Chiar am stau, dacă aș mai stau să văd cât ați filmat dumneavoastră, eu pot nici să nu filmez, ca să-i timpul dumneavoastră de muncă, că ar trebui să lucrați, dar să nu filmați, să nu sprijineți păreței ușii, adică ușorul ușii.